Bună seara și bine ați venit la Jockey Club Român, de data aceasta pentru o lansare din colecția, lansarea unei cărți din colecția Părinte Istorie Autor Român. De regulă, Jockey Club Român este gazda noastră pentru cărțile din colecția Istorie cu blazon, dar de data aceasta am hotărât să facem o excepție și de ce nu să începem un lung șir al lansărilor pentru colecția Părinte Istorie Autor Român. Îmi face o deosebită plăcere să prezint invitații noștri din această seară pentru lansarea cărții Iluzia Cristalizării, Comunism, Exil, Destine, Liliana Coroca în dialog cu Radu Negrescu Suțu. Sunt invitați care au venit de peste mări și țări, invitați care au stat la bazele realizării acestei cărți. Invitat surpriză, așadar, îi avem alături pe domnul Radu Negrescu Suțu, doamna Liliana Coroca, autorii acestei cărți, persoana care a ținut frâiele, ca să zic așa, redactării și om de încredere în realizarea cărții Florii Bălănescu, Filip Lucian Iorga, coordonatorul colecției Istorie cu blazon, dar de data aceasta invitatul surpriză al serii, și domnul Zămosteanu, regizor, care a venit cu o surpriză pentru partea a doua a serii, cu proiecția filmului Grup Canal 77. Noi am decis să facem această lansare separat de Târgul Gaudeamus, care începe săptămâna viitoare, considerând că există această tendință de a se pierde anumite evenimente în rândul celorlalte din cadrul târgului, și atunci am hotărât să facem o lansare dedicată. Vă mulțumim foarte mult că sunteți în număr atât de mare la această lansare. Sper să avem foarte multe întrebări la final, chiar și după proiecția filmului. Și în final, eu o să-mi închei mica introducere prin a vă invita săptămâna viitoare la Târgul de Carte Gaudeamus, la Romexpo, unde avem foarte multe evenimente pregătite pentru public, atât din sfera istoriei, regalității, ateliere pentru copii, știu și eu, cărți pentru pasionații de tehnologie, avem de toate. O să menționez un singur eveniment pe care îl considerăm foarte important. Lumea Majestății Sale se lansează miercuri la ora 15, în prezența Alteței Sale Regale, Părintele Radu. Revenind la cartea noastră, Istoria Cristalizării, Iluzia Cristalizării, o să dau microfonul lui Florii Bălănescu. Mulțumesc mult de tot! O seară frumoasă! Mulțumesc, Florii, și eu vă mulțumesc pentru că ați venit în număr atât de mare în această seară. Aș vrea să vă rog, nu este foarte uzual, să ținem câteva momente de reculegere pentru un fost deținut politic care ne-a părăsit acum două zile și căruia cu siguranță i-ar fi plăcut foarte mult să fie prezent aici. Este vorba de domnul Nicolae Popa, care a făcut aproape 14 ani de închisoare și care a ajutat foarte mulți români, mai ales din stânga Prutului. Vă mulțumesc. Nu se vorbesc foarte mult despre această carte, pentru că vreau, deși cunosc cartea și recunosc războiul celor doi autori, aș vrea să-i aud mai mult pe ei vorbind, poate chiar puțin din culisele realizării acestei cărți. În seara aceasta am avut o mică discuție cu autorii și cu Dragoș Zămosteanu, iar Liliana Coroca s-a arătat foarte mirată că ea n-a știut nimic
despre filmul pe care îl veți vedea în această seară, cu atât mai mult cu cât principalul protagonist al filmului documentar este domnul Radu Negrescu Suțu. I-am spus că există pe undeva o mică justiție divină, pentru că nici eu n-am știut despre dialogul lor, pe care am ajuns să-l redactez, până în momentul în care directorul editorial de la Corint, doamna Ana Antonescu, nu m-a întrebat, dacă aș vrea să redactez o carte care este de fapt un dialog între Liliana Coropca, nu știu la Coculoști, mi-a zis, sigur că o cunoșteam foarte bine, și între domnul Radu Negrescu Suțu, pe care iar nu știu dacă îl cunoști. Sigur că îl cunoșteam foarte bine și pe domnul Radu Negrescu Suțu. Amândoi sunt prieteni, dar niciunul n-a suflat niciun cuvânt. A trebuit să aflu de la editură. Întâmplarea a făcut, tot divină, consider eu, să fiu contactată pentru această carte, deși directoarea nu știa nimic despre relația noastră. Din experiența mea de redactor, care e destul de îndelungată, de vreo 25 de ani, vă spun că cel mai greu este să redactez cartea unui prieten. Nu este greu, este oribil. Iar când este un dialog între doi prieteni ai redactorului, este terorizant. Deci, domnișoara Coropca și domnul Negrescu sunt doi mici teroriști, cu ghilimelele de rigoare, cărora le place să se războiască între dumnealor în acest dialog, când mai dulce moldovinește, când mai învolburat. Așa cum am scris și pe coperta a patra. Pot să spun că mi-a făcut plăcere, dar în același timp am și speriat puțin, când am întâlnit destul de multe citate din cartea mea cu Goma sau din Grup Canal 77, o carte omonimă cu filmul lui Dragoș și o carte care a apărut cu ceva timp înainte de film și în care domnul Negrescu este iarăși protagonist principal. Și de ce spun că m-a speriat puțin? Pentru că mă făcea să mă simt cumva mai responsabilă. Și e și destul de ciudat, paradoxal, ca redactor să dai peste tine în cartea pe care redactezi. Ce îi unește pe acești doi autori și cei de spate, nu prea de spate mare lucru, rămâne să vedeți în carte. Ce pot să mai spun este că dacă îi unește ceva cu adevărat, atunci îi unește pasiunea, pot să spun, amândurora pentru tema Paul Goma. Și o să vedeți că e foarte prezentă în această carte. Și pentru că a venit vorba de Paul Goma, aș vrea să închei prin a spune că peste 6 zile, adică pe 20 noiembrie, se vor împlini 42 de ani de când Paul Goma și familia lui sunt azilanți politici. Mai exact, din 20 noiembrie 1977. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să citiți cartea. Este un duel, așa cum am spus, foarte inteligent, pe alocuri plin de afecțiune și nu vreau să divulg mai mult de atât. Îi dau cuvântul domnului Iorga. Mulțumesc! Bună seara! Protocolul mă obligă să închid la haine. Bună seara, doamnelor și domnilor! În primul rând, felicitări tuturor celor prezenți la masa de onoare. Sunt cel mai puțin implicat în această carte și totuși, iată, am avut onoarea de a fi invitat să spun câteva cuvinte, nu foarte multe, pentru că și eu vreau să-i ascult pe autori. Veți vedea că atunci când veți citi cartea, că merită ascultați, merită citiți. Felicit editura Corint, ca întotdeauna, pentru curajul de a sprijini cărți care nu se află neapărat în mainstream-ul
lumii editoriale românești, care poate că nu sunt întotdeauna politic corecte, care poate că nu îmbogățesc pe nimeni material, dar care sunt o bogăție de informație și de exemple intelectuale și morale. Mulțumim, bineînțeles, și Jockey Clubului, gazda noastră deja tradițională. E o ocazie și să vă îndemn să urmăriți și alte colecții decât aceea pe care o coordonez eu, fiindcă până acum a fost aproape un monopol din punctul de vedere al lansărilor colind la Jockey Club. A fost vorba de colecție istorie cu blazon, aici este o altă colecție, colind istorie autor român. Foarte interesantă și ea. Sigur că istorie cu blazon e foarte legată de domnul Radu Negrescu Surțu, pentru că prima carte din colecția istorie cu blazon, acum vreo 4 ani deja, a fost cartea nu a bunicului, ci, cum spune domnul Radu Negrescu Surțu, a bunelului dumnealui, da, în dulcea limbă moldovinească, Rudolf Surțu, cartea despre ieșii de odinioară. Apoi, domnul Surțu însuși a scris o carte despre familia Surțu, despre strămoșii săi pe linie maternă și a publicat-o tot în colecție istorie cu blazon. Însă, l-am cunoscut pe domnul Surțu cu și mai mult timp în urmă, atunci când am început să încerc să aflu cât mai multe lucruri de la descendenții contemporani ai familiilor istorice românești, iar dumnealui mi-a fost o adevărată călăuză în această lume complexă, complicată, sensibilă, foarte sensibilă, prin experiența traumatică prin care a trecut în timpul regimului comunist. M-am bucurat foarte mult să aflu de acest proiect, de întâlnirea dintre cei doi coautori. Pe Liliana Corobca nu știam decât din bibliografii, din faima pe care și-a făcut-o ca scriitor, iar întâlnirea este fabuloasă. Și vă spune, iată, un om care e oarecum familiarizat cu interviuri, cu cărțile de interviuri, nu e un gen facil, iar metoda pe care ei au folosit-o, cu siguranță, nu e cea mai accesibilă. Și pentru metoda asta e nevoie de doi scriitori. Nu e nevoie doar de doi interlocutori, dar de doi oameni care să le placă să stea de vorbă împreună. Pentru că nu e o carte, de fapt, vorbită, așa cum v-ați aștepta. E o carte scrisă la patru mâini. E ca un concert la patru mâini sau la două piane. Și norocul a făcut să fie și doi oameni care scriu bine, care sunt scriitori talentați și care au și ce spune pe foarte multe teme legate de trecutul recent al României. Și nu o să fac aici un rezumat al cărții, vă spun doar că veți găsi pagini fermecătoare despre familia domnului Surțu, despre copilărie, despre sărbători, dar și pagini cutremurătoare despre rezistență, despre curaj, despre suferințe, despre opoziția la un regim criminal, totalitar. Veți găsi de asemenea și întrebări despre ceea ce se întâmplă cu noi astăzi. Sau dacă nu le veți găsi adresate explicit, cu siguranță veți fi îndemnați să vi le adresați singuri. Îmi amintesc o experiență care m-a dezarmat puțin, acum aproape 20 de ani. Eram la vârsta majoratului, așa vreau să scriu un articol pe teme de istoria comunismului, pentru o revistă culturală. Și știu că atunci un redactor mi-a spus: bine, dragă, dar tu, după atâția ani de la Revoluție, mai vrei să scrii despre comunism? E deja o temă perimată, nu mai interesează pe nimeni, e un subiect închis. Toți cei care ați urmărit discuțiile din ultimele luni și săptămâni din România, ați înțeles foarte bine că subiectul nu numai că nu e închis, dar că din când în când se redeschid fronturi, subiecte foarte delicate și pentru care e nevoie de oameni informați, de oameni echilibrați și de oameni bine intenționați, care să nu aibă un interes anume în impunerea unei teorii sau alteia. Și asta găsesc eu în
cei doi autori ai acestei cărți, găsesc echilibrul necesar unei judecăți la rece, atât a represiunii comuniste, cât și a exilului românesc. Găsesc nevoia de adevăr. Toți avem nevoie de adevăr, dar vedeți, uneori tentația de a-ți construi o carieră, tentația de a fi la modă, tentația de a deveni celebru, de a stârni controverse, te îndeamnă să tratezi teme dramatice într-un mod ușuratic. Cartea asta, deși are umor, deși e o carte bună și de literatură, nu tratează temele dramatice într-o cheie ușuratică. Și umorul adevărat nu e ușuratic. Umorul adevărat e foarte grav. Și o să vedeți asta când citiți cartea. De ce spun toate lucrurile astea? Fiindcă știți foarte bine, am avut în ultimele săptămâni o dezbatere foarte aprinsă despre fenomenul Pitești. Și asta cred că ne-a convins pe toți că subiectul istoriei comunismului nu este închis, că adevărurile trebuie spuse în continuare până se vor impune definitiv în conștiința publică și până când insultarea victimelor comunismului nu va mai fi posibilă într-o societate, într-o Românie normală. Fiindcă visăm la o Românie normală, nu-i așa? Dincolo de sloganurile electorale. Avem încă mult de cercetat, avem încă mult de învățat și astfel de cărți ne ajută, ne vin didactice, ne ajută într-un mod agreabil, cald, plin de umanitate. Fiindcă probabil cei care au trecut prin suferințe adevărate au câștigat umanitate. Încă o dată mulțumiri, felicitări și abia aștept să văd cum va circula această carte și ce reacții va stârni. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc domnului Iorga pentru elogioasele cuvinte pe care cu siguranță nu le merit. Mulțumesc domnilor voastre pentru prezența la acest eveniment, fără de care el nu și-ar fi avut rostul. Mulțumesc de asemenea editurii Covint, doamnei Florin Bălănescu, care este istoric și reprezentanta editorială lui Paul Roma România, doamnei Corobca, bineînțeles, pentru plăcerea de a fi purtat acest dialog și maestrului Zămosteanu, un moldovean inimos, care a încercat să realizeze cu mine un film în care eu nu am mare competență, nefiind un bun orator, nefiind actor, deci să nu judecați după aceste criterii, vă rog. Acum, timpul este foarte scurt, nu putem vorbi despre tot ce s-a scris în această carte. Timpul nu ne permite și apoi dacă am vorbit despre totul, nu veți mai cumpăra cartea și nu doresc ca editura să dea faliment. Țin să mulțumesc în primul rând tuturor celor care au contribuit la readucerea în memoria colectivă a grupului nostru, numit Grup Canal 77. Deci, vedeți, au trecut mulți ani de atunci, 42 de ani, pe care bărbații resimt, doamnele mai puțin, că timpul trece pe lângă dânsele fără să le atingă cu aripa sa. Au trecut mulți ani, meritul meu, singurul meu merit este de a fi unicul supraviețuitor al acestui grup. Nu am avut niciodată un curaj ieșit din comun. Am fost un om normal. Așa că nu m-am gândit niciodată să protestez de unul singur și să revendic niște drepturi care erau înscrise în Constituție, dar nu se aplicau niciodată. Așa că m-am asociat cu niște prieteni, niște colegi, la fel de
determinați și de disperați ca și mine. Odată cineva, o persoană de la care nu mă așteptam, mi-a spus: ce ai făcut tu atunci în 77, tam-tam, ăla, putea să iasă prost, de ce n-ai plecat normal cu un pașaport și uitai să te mai întorci? Bineînțeles că aș fi dorit să plec așa, dar nu s-a putut. Am făcut nu știu câte încercări de a fugi fraudulos din țară, nu era ușor să fugi din țară. Nu era ușor să treci frontiera, mai ales că nu știi cum arată o frontieră și ce capcane sunt. Această persoană mi-a spus o chestie care m-a amuzat și m-a durut după aceea, pentru că nu așteptam să vină din partea dânsei. Și zic, ce? Te-ai înhăitat cu niște anticomuniști și ați făcut o lată. Deci, vedeți puțin, nu m-am încăitat cu niște orfași, cu niște golari, m-am încăitat cu niște anticomuniști. Deci, cam în acel an, cam astfel erau văzuți cei care luau opoziție, își manifestau opinia. Despre Paul Goma s-au spus atâtea și atâtea. Dacă noi am avut o oarecare cutezanță și am îndrăznit ceea ce am cutezat, ca să spunem așa, aceasta e o datoră lui Paul Goma, numai și numai dânsului. Altfel niciodată, și spun bine, niciodată nu am fi îndrăznit să ne ridicăm în două picioare, să ridicăm fruntea sus și să solicităm niște drepturi. Bolintinan avea o poezie referitor la capul plecat pe care sabia nu-l taie, dar cu ușurință lanțul în covoare. E bine, câteodată capul plecat este tăiat, chiar tocmai pentru că este tăiat. Și cel care nu se pleacă, dacă alege un moment cu el, poate ieși cu fruntea sus din această confruntare totalmente inegală. Acum, aș vrea să subliniez încă o dată că ceea ce am pătimit noi este floare la ureche, un petit promenade de santé, spun francezul. Este absolut nimic față de ce au suferit foștii deținuți politici din perioada stalinistă. Ei au cunoscut iadul. Noi n-am cunoscut decât porțile iadului. Miroseau pucioasă, vă asigur. Am avut onoarea să-l invit pe domnul Dinu Zamfirescu în această seară, care a cunoscut mult mai bine decât noi acea perioadă. Ce am făcut noi? Am avut, după modelul părintelui nostru spiritual, Paul Goma, care ne-a făcut, ne-a ajutat să redescoperim o noțiune pierdută în comunism, aceea de a demnității de om. Am redescoperit-o datorită lui. După modelul lui Paul Goma, am întocmit și noi un apel, un protest, în care nu am îndrăznit să ne întindem prea mult, pentru că nu aveam vocație de martir și voiam să trăim. Eram tineri, să ne bucurăm de libertate, să ajungem să ducem o viață decentă în Occident, copiii noștri să aibă un alt destin decât l-ar fi avut în comunism. Pe vremea aceea nimeni nu își închipuia că acest regim criminal va cădea într-o zi, într-un fel sau în altul. Era bătut în cuie pe veșnicie. Deci noi am făcut un protest în care ceream drepturile omului. Ele, România, semnase niște tratate internaționale prin care se angajase să respecte aceste drepturi ale omului, dar bineînțeles că nu le respecta. Ceream dreptul de a gândi liber și nu așa cum mi se spune să gândim. Ceram dreptul de a ne exprima liber, chiar dacă nu suntem de acord cu părerile
partidului și a nu avea de suferit din cauza opiniilor noastre. Eram dreptul de a putea părăsi țara noastră oricând, definitiv, sau să ne reîntoarcem în ea. Ceream drept Statelor Unite ale Americii să nu mai acorde României clauza națiunii cele mai favorizate, întrucât nu respectă angajamentele pe care le-a luat și nu o merită. Și culmea o preznicie, ceram, revendicam toate aceste drepturi pentru noi și pentru generațiile viitoare. Bun, până aici toate bune și frumoase. A doua zi după publicarea apelului am fost arestați și condamnați la un an de muncă forțată la canal, unde nu eram noi foarte inteligenți, dar ne-am dat seama că acest an se va prelungi la infinit. Vom ajunge bătrâni, așa cum sunt eu astăzi, în baston, și tot la canal vom fi, tot așteptând o ipotetică eliberare. Și atunci am decis să facem ceva, orice. Și singura idee care ne-a venit pe moment a fost să facem o grevă a foamei, în semn de protest pentru această condamnare ilegală. Noi am fost condamnați ca paraziți sociali. Un an înainte, Ceaușescu dăduse o lege, legea 25 din 1976, prin care cei care nu se încadreau în muncă erau condamnați. Dar noi lucram cu toți. Am fost condamnați pentru parazitism social, iar după aceea mi s-au desfăcut contractele de muncă. A urmat ce a urmat, veți vedea mai mult în film, mi se face discret semn că m-am lungit prea mult. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și țin să aduc un omagiu prietenului meu, Michi, Gheorghe Mihai, pe numele lui, care a fost singurul care m-a ascuns la el acasă atunci când evadam de la canale. În jurul meu se făcuse un vid dureros, extrem de dureros. Nimeni nu mă mai cunoștea, nici prieteni, nici familie, oamenii nu vreau să aibă probleme. Și am înțeles, dar este un sentiment extrem de dureros. Vă mulțumesc pentru atenție. Care poartă numele și care va apărea în enciclopedia rezistenței anticomuniste. Bună seara! Mă bucur că sunteți aici într-un număr foarte mare, că sunt foarte multe evenimente în seara asta și vreau să le mulțumesc vorbitorilor, în special doamnei Florii Bălăiescu și doamnei Morgan, care au citit această carte și care au vorbit atât de frumos despre ea. Mă gândeam că în ultimul timp se discută tot mai des despre ce înseamnă o discuție, în special dacă cei doi candidați la președinție trebuie să discute sau nu. Și mă gândesc, iată că noi nu am stat prea mult la dubii să discutăm sau nu și am mers așa direct spre o discuție. Inițial nu m-am gândit că va ieși o carte, nu știam în ce măsură verba literară a domnului Suțu se va desfășura așa încât vom ajunge la niște răspunsuri lungi așa și cu multe detalii. Trebuie să menționez de unde a pornit discuția noastră și mă bucur că aici se află doamna Ana Iorga. Ea a fost realizatoarea filmului România de sânge albastru acum câțiva ani și eu am văzut acest film în care domnul Suțu a vorbit câteva minute și a și punctat câteva momente din biografia domniei sale. Filmul am văzut la doamna Irina Macedonski, pe care o salut și mulțumesc că este gazda noastră cam totdeauna. Și mai trebuie să mai spun un pic că acum 4 ani, tot aici, în incinta Jockey Clubului, noi am organizat o
o conferință, un simpozion, Paul Coma, și mă bucur să o salut aici pe domnul